Bună dimineața, dragi telespectatori! Bine v-am găsit la o nouă emisiune Violet by Monica Dascălu, unde astăzi avem invitat un make-up artist și trainer la propria școală. Bine ai venit la noi, Alina Brăilescu! Bine te-am găsit, Monica! Mulțumesc pentru invitație! Aș vrea să vorbim astăzi despre ce ar trebui femeile să știe despre machiaj. Despre machiaj sunt foarte multe de spus, dar încercăm să spunem ce este mai important și o să încep mai întâi cu fondul de ten, care este baza de machiaj, este ca pânza pentru pictor. Fondul de ten care trebuie să fie cât mai apropiat tipului de ten. Pentru tenurile mature recomand un fond de ten HD sau un BB cream, da? Că întotdeauna după 30 de ani ne confruntăm cu aceste probleme, iar pentru tenurile mai grase aș recomanda un fond de ten sau tenurile cu probleme, un fond de ten cu acoperire mai mare. Atenție la acest fond de ten, că s-ar putea în timpul zilei să-și schimbe nuanța, de aceea este bine să alegem o nuanță un pic mai deschisă dacă suntem axați pe acel brand de fond de ten. Multe telespectatoare nu știu cum să folosească anticearcă, nu? Și când anume să îl pună? Anticearcănul poate să o față curată sau o față, un ten fără probleme sau mai bine spus fără cearcăne, ar fi bine să-l pună foarte puțin sau mai deloc. Dacă avem probleme, dacă avem cearcăne, dacă avem puncte negre sau imperfecțiuni ale pielii, este bine să ne ajutăm de anticearcă, bineînțeles, în cursul zilei mai puțin, seara puțin mai mult. Vorbind, dacă ar fi să vorbesc despre nuanțe, că există mai multe nuanțe într-un ca și corector. Vorbim despre, în afară de anticearcă, putem să folosim corector. De ce este piața invadată de corectoare cu atât de multe culori până la urmă? Pentru că e posibil ca telespectatorii, femeile din ziua de azi să nu știe ce să aleagă. De ce să aleagă verde, albastru, portocaliu, cum să acopere? Da, fiecare culoare este ajutătoare. Dar bine, aici trebuie un pic colorimetrie, să vorbim despre colorimetrie. Fiecare culoare primară poate avea complementarea ei. Culorile pot să și anuleze anumite nuanțe. De exemplu, dacă avem cearcăne albastre, da? Și vrem să acoperim, putem să acoperim cu o nuanță de oranj sau mai bine aș alege un somon, nuanță somon. Dacă avem cearcăne vineții sau zone mai vinete ale feței, vene sau putem să acoperim cu o nuanță gălbuie, un corector gălbui. Dacă avem un pete roșii sau zone cuperozice, aș putea să acopăr cu o nuanță verde, care o găsim cel mai des, cred că se găsește într-un corector. Deci, practic, cu nuanța complementară anulăm problema pe care o avem pe față. Exact. Să se facă lumină și în acest domeniu. Ce părere ai tu? Cum vezi tu sprâncenele? Ce reprezintă pentru tine sprâncenele pe fața unei femei? Imaginați-vă, nu știu, eu îmi imaginez o femeie fără sprâncene. O femeie fără sprâncene n-ar mai arăta femeie, n-ar mai arăta bine. Sprâncenele conturează, deodată ce începi să corectezi sprâncenele, să le desenezi, dacă noi make-up artiștii le desenăm, fața deja se conturează, fața deja prinde contur. Da? Sprâncenele ajută foarte mult într-un machiaj, ajută foarte mult în frumusețe.
niște sprâncene, dacă ar fi să corectăm o față sau niște ochi cu sprâncene, să ajutăm, de exemplu, niște ochi depărtați să pară mai apropiați, putem să-i apropiem doar prin corectarea sprâncenelor, adică să apropiem sprâncenele una de cealaltă. Dacă vrem să depărtăm, facem invers. Și obținem, practic, o corecție, grafică a sprâncenelor, exact. Pentru sprâncene se pot folosi creioane, asta știm sigur, dar se pot folosi și farduri sau sunt kiturile speciale pentru sprâncene. Farduri de nuanțe maro sau cât mai apropiată de nuanța sprâncenei. Ce aș vrea eu să le spun telespectatoarelor noastre este: nu folosiți niciodată negru. Chiar dacă sunteți brunete, nu folosiți negru, pentru că negru îmbătrânește și o sprânceană neagră aduce asprime în exact. Peten. Dar, bine, acum tu ai părul blond, da? Dacă ar fi să folosești nuanța părului, deci întotdeauna sprâncenele ar trebui să fie mai închise decât un ton mai închis decât nuanța părului. Dar pentru cele brunete nu vă duce să faceți un negru și mai asprește fața, face mai dură. Ce produse ar fi necesare, să zicem obligatorii, cu toate că până la urmă este alegerea noastră, să avem în trusa de acasă? În trusa de acasă am putea avea foarte multe. Un minim. Să zicem că eu sunt o tânără, nu știu multe despre machiaj și vreau să-mi fac o trusă. O trusă minimă cu care să pot să mă machiez și să merg la o petrecere sau la un bal sau la un machiaj de zi. Un machiaj de zi, oricum, e foarte simplu. În primul rând, trebuie să ai un fond de ten foarte, foarte bun sau destinat tipului tău de ten, ce am vorbit mai devreme, sau un BB cream. Da? Pentru timpul de vară recomand BB cream. Un blush, care cu acel blush poți să creezi anumite umbre, poți să-ți dai pe pomeți. Da? Cu același blush poți să-l folosești și pe arcadă sau în zonele feței. Poți să-l folosești, dacă alegem un blush cremă, putem să-l folosim chiar și pe buze. Așa. Un creion negru. Negru sau maro? Negru sau maro ar fi foarte... Pentru că negru la blonde totuși... accentuează, dar dacă vrei un machiaj de seară, smoky, negru, dacă vrei să schimbi un pic machiajul de zi, cu negru ai rezolvat imediat, tot. Cu degetul ai rezolvat, nu-ți mai trebuie neapărat pensula să o ai cu tine, adică un creion negru te ajută întotdeauna. Glossul de buze. Glossul sau balsamul de buze, care ajută foarte mult, sau nuanța preferată de ruj. Cam asta ar fi necesarul care ar trebui să-l aibă cineva într-o geantă, o doamnă într-o geantă, care poți să-ți faci un machiaj. Sau mai sunt plusuri, fardurile de ochi. Da, deja putem să adăugăm cât vrem, da, așa, exact, un minim. Minimul cam ăsta e. Să spunem că ne-am făcut trusa și vrem să aplicăm. Știm că putem să aplicăm cu degetul, cu pensula, cu burețelul. Hai să ne spui câteva, care ar fi pensulele, o trusă de pensule minim pe care, și ce putem să facem cu ea. Da, am și chiar și la mine câteva pensule și o să vă prezint 5 pensule, cele mai importante, care ne ajută în orice situație, adică ca make-up artist eu am, să zic, 50 de pensule pe care le folosesc. O persoană, o doamnă, o fată, da, nu o să-și cumpere niciodată atâtea pensule. Dar recomand 5 pensule care le recomand la toată lumea, clientelor și cursantelor mele. Recomand 5 pensule care trebuie să le aibă în trusă. Și prima pensulă ar fi pensula pentru fond de ten. Dacă nu folosim degetul sau burețelul, pensula aceasta este ajutătoare. Te ajută foarte mult, distribuie foarte bine fondul de ten pe toată fața. Practic punem fondul de ten pe mână sau pe dosul palmei, luăm o cantitate și începem
Și aplicăm? Aplicăm de sus în jos, din centru spre extremități. Și această pensulă este foarte bună, blânduiește foarte bine, foarte bine fondul de ten. După ce am aplicat fondul de ten, ce trebuie să facem? Corectăm sprâncene. Putem să folosim pudră, plus, minus, depinde de ten, dacă vrem să... Dacă este necesar. Dacă este necesar. Corectăm sprâncenele și sprâncenele pot fi corectate cu o pensulă. Pentru sprâncene e o pensulă tăiată oblic, din fibră sintetică, este subțire la bază, te ajută foarte mult. Pentru sprâncene, da? Da, ca să poți să dai forma... Să dai o formă sprâncenelor. Această pensulă te ajută foarte mult și pentru eyeliner, dacă vrei să-ți faci un cat eye, te ajută foarte mult pentru eyeliner, pentru că este subțire. Te mai ajută să lucrezi în zonele de contur a ochiului, adică zonele în care nu poți să ajungi cu o pensulă normală. Da? Deci această pensulă și câteodată poți să o folosești și pentru ca pensulă de ruj. Da, fiind, da, da, așa din sintetic. Adică deci... poți să inventezi. Pensula asta este, este un must have, adică o persoană fără pensula asta nu cred că... Așa. Ce ne mai arăți? Aici mai avem o pensulă aplicator. Prima, pensula aceasta este foarte cunoscută, este, zic eu, destul de folosită sau cea mai folosită pentru, pentru fard. Este prima pensulă care o bagi în fard prima oară și aplici pe ploapă. Da? O pensulă de mici, n-ar trebui să fie nici foarte stufoasă, nici foarte de mici dimensiuni sau dimensiuni medii. Ce aș vrea eu să vă spun este că atunci când aplicăm fardul pe ploapă, pensula, dă-mi puțin. Da. Pensula ar trebui să o țineți ceva în genul ăsta, adică aplicăm de la rădăcina genelor înspre exterior, astfel încât culoarea să fie mai mult la rădăcină și să se estompeze în, spre exterior. Spre exterior. Așa, după care o pensulă de blush. Această pensulă de blush putem să folosim pentru blush, putem să folosim și pentru pudră. Da. Da? Deci nu trebuie să-ți cumperi una de blush, una de pudră, poți să folosești și, și, și cam... Atenție să nu avem nevoie să aplicăm pudră și să fie deja murdară de la blush. Exact, asta trebuie să, să fim foarte atenți, oricum putem să le curățăm între și o să vă explic imediat după cum. Și mai există pensula de blending, pensula care poate fi, care este cea mai folosită la smokey eye. Pensula asta, pensula asta face minuni pentru un smokey eye. Toată lumea, bine, cel mai cunoscut machiaj este smokey eye. Da, da, și cel mai folosit și toată lumea când îți cere smokey eye. Pentru fiecare seara... femeie, exact. Fiecare femeie vrea un smokey eye. Ei, cu pensula asta poți să faci minuni, adică poți să blenduiești negru, că negru este cel mai folosit la smokey eye, poți să-l blenduiești foarte bine stânga-dreapta sau poți să-l întinzi foarte bine. Deci pensula asta este o pensulă rotundă din păr natural, așa ar trebui să o și căutați. Nu folosiți, și asta trebuie să fiți, nu folosiți pensule din fibră sintetică. Fiți atente la păr. Oricum, acum calitatea pensulei, părului, pensulei contează foarte mult, exact. Că până la urmă te ajută și în funcție de pensulă obții un machiaj frumos sau unul mai puțin frumos. Mai puțin frumos, exact. Plus că... Spune-ne, te rog, cum putem, pentru că nu toată lumea știe, cum putem să curățăm pensulele? Așa, sunt... Zic eu două variante. O variantă, prima variantă și cea mai bună, dacă vrei să de o dată sau de două ori pe săptămână. Bine, eu trebuie să le nu vorbim curăț de fiecare dată. Nu vorbim de un make-up artist, dar acasă. O dată pe săptămână, pentru că mă confrunt tot timpul cu fete, cursante care mi-aduc pensulele și sunt îmbâxite de produs, de far de obraz, de tot felul de produse, să zic, farduri și așa mai departe. Aceste pensule pot fi curățate cu un șampon pentru bebeluși, este cel mai bun, cu șampon, exact cum ne spălăm pe păr, așa ar trebui să tratăm și pensulele, pentru că sunt din păr natural, majoritatea, cu un fard pentru bebeluși, cu un fard, scuze, cu un șampon pentru bebeluși,
După care sunt uscate, puse pe un prosop curat și uscate natural. Da, le lăsăm să se usuce până a doua zi sau până seara și după aia putem să le folosim. Pentru că dacă sunt îmbâxite, până la urmă nici nu mai iese machiajul atât de frumos. Exact, numai și multe se tocesc, se strică în, în timp. Așa că dacă ți iei un set de pensule, poți să le, să le folosești un timp îndelungat, fără să ai probleme, fără să se strice în, în timp. Mai pot fi folosite soluțiile antiseptice. Sunt niște soluții speciale pentru curățat. Pentru curățat. Asta între machiaje, adică dacă vrei să te repede, poți să-ți cureți pensula, adică, cum am vorbit și mai devreme despre pensula pentru fardul de obraz, dacă folosești la far de obraz și mai vrei să-ți mai dai o pudră după, trebuie să o cureți și o cureți rapid într-o soluție antiseptică. Aș vrea să vorbim puțin, pentru că ne apropiem cu pași rapizi de sărbători, să vorbim puțin și despre trendurile din această toamnă-iarnă, deja intrăm în iarnă. Da, tendințele în machiaj sunt foarte bogate, ca în fiecare an, nu aș spune că este ceva special. Ar putea fi, este ceva specific anul acesta și mulți designeri sau au devenit aș dori să ne dați și pozele pe partea de tendințe, dacă se poate, ca să discutăm pe poze cu exemple, ca telespectatorii noștri să poată vedea aceste tendințe. Ok. Sunt în trendul acestui an, sunt, aș putea spune că sunt anii, se poartă și sunt în trend anii 60, machiajul anilor 60. Ne reîntoarcem de fiecare, dată în până film. La urmă roata nu se reinventează, ci exact. Și se folosesc foarte mult genele false. Cât pe ploada, anii 60, cam așa arată machiajul anilor 60, sau ne duce cu gândul la modelul Twiggy din acei ani, cu genele false care se pot pune pe ploapa superioară, cât și pe ploapa inferioară. Așa îți faci niște ochi mari de păpușică. După care ar fi eyeliner. Eyelinerul care este de mult timp a devenit un clasic. Exact. A devenit un clasic sau machiajul. Dar care până la urmă salvează femeile foarte mult, pentru că îți pui un eyeliner și apoi poți să ieși un eyeliner, un ruj roșu, dar spre deosebire de ceilalți ani, eyelinerul acum putem să-l folosim, dar fără ruj neapărat. Adică dacă vrei să fii să fie o apariție și să pari mai interesantă, folosești un eyeliner, da? Și buzele nude, cât mai nude. După care pot fi machiaj, se mai poartă smokey eye, dar smokey adus în anii mult în anii 80, un smokey metalic, un smokey distribuit sau blenduit, mai bine spus, până aproape de sprânceană, da? Care mie îmi place foarte mult. Cu acest machiaj este destul de îndrăzneț, dar ești cu adevărat o apariție. Dacă vrei să te machiezi în, să zic, de anul nou, da? Alege varianta smokey eye, fără ruj, atenție aici, rujul trebuie să fie cât mai nude. Folosim smokey eye, dar cu texturi metalice, da? Deci nu neapărat. Da, se poartă auriu, se poartă argintiu. Exact, exact. Auriu, argintiu, oranj, smokey eye, nu vorbim doar neapărat de negru. Smokey e tehnica, să spun exact. Așa. Nu vorbim doar de negru sau mov, cum se folosește la noi, negru și mov. Folosim și alte nuanțe, adică trebuie să depășim aceste bariere, da? Dacă vrem să arătăm altfel. Tinerele care merg în discotecă, la o petrecere, deja sunt în trend. Deja sunt și asta îmi place foarte mult la noi. Fetele la noi chiar se machiază, chiar arată bine. Da. Spune-mi, te rog, cum ai început tu, cum ai reușit și ai ajuns să fii make-up artist? E o poveste și dacă aș fi să o spun, ar dura foarte mult. Am început acum
14-15 ani. Am început într-o agenție de modele, agenția care există și astăzi, agenția mea de modele. Trebuia să fac tot la o ședință foto, adică trebuia să fac machiaj, păr, stilism. Ceea ce m-a atras foarte mult a fost machiajul. Deja de atunci începusem să-mi cumpăr produse, să prind. N-a durat foarte mult și am început să machiez în prezentări de modă. Așa am prins mai multă încredere în mine, fără să am o școală la început. Am absolvit o școală, după care, bineînțeles, știam totul deja. Da, făceai practic aceste lucruri. Exact. Am absolvit aceste cursuri și, bineînțeles, m-au ajutat foarte mult, mi-au întărit cunoștințele pe care cunoștințele, exact. Le aveai tu, dar nu le pun, nu știai dacă mergi pe... Nu știam dacă pe... fac bine exact. Sau nu. Întotdeauna și sunt multe make-up artiste, care, fete. La început încearcă ele acasă, exact, pe o prietenă, pe... dar până la urmă trebuie să faci și o școală, să vezi că într-adevăr ceea ce știi exact. Funcționează. Îți iau o anumită siguranță. Ceea ce faci, faci sigură și prinzi mai multă încredere în tine ca make-up artist. Contează foarte mult și feedback-ul. Bineînțeles. Așa. În fine, deci cam așa am pornit. Am fost norocoasă pentru că am pornit într-o agenție de modele. Lumea deja m-a cunoscut, adică designerii, am o relație destul de strânsă cu designerii. Lucrez mai mult în parte de fashion, adică prezentări de modă. Și chiar echipa mea, am și o echipă de make-up artist care particip la majoritatea prezentărilor de modă. Da, este foarte important din punctul meu de vedere să creăm echipe. Pentru că degeaba sunt eu singur, pentru că nu reușesc să merg în toate locurile unde sunt solicitat. Așa că în momentul în care ai o echipă, poți să mergi împreună și să faci lucrurile exact. Mult mai bine. Exact. Și cred că prin faptul că tu predai, este frumos că împărtășești din ceea ce știi cu celelalte cursante. Cu celelalte cursante și sunt foarte darnică. Sunt foarte darnică, spun tot ce știu, pentru că așa mi-ar fi plăcut și în momentul în care am învățat să știu absolut tot și să... Bineînțeles, când pleacă o cursantă de la mine, da, să plece cu anumite cunoștințe și să spună că a făcut la mine, să nu plece cu... să da, mai bâșbuie încă... Și când a plecat să știe să poată să facă, să se ducă la o mireasă și să poată să o facă cap-coadă. Exact, asta este foarte important și... Mireasa, industria asta este foarte, crește foarte este mult. Este în creștere, e o industrie în creștere care până la urmă în ultimii ani a explodat așa, foarte mult. Ceea ce este bine pentru că nu mai mergem la nuntă sau la petrecere machiate singuri acasă și de fapt nu știm cum să ne arăt. În primul rând și machiate incorrect, adică câteodată, bine, mă pun în locul doamnelor care nu sunt foarte bine machiate. Vezi pozele peste ani? Vezi și... pozele peste ani, una, și ești machiată incorrect, adică fondul de ten nu este aceeași textură sau aceeași culoare, se vede ca o mască, sau îți pui prea mult fars, nu-l pui foarte bine. Adică trebuie să știi și recomand asta tuturor femeilor, ar trebui să știe să se macheze. Da. Îți mulțumim mult pentru că ai venit la noi. Te mulțumesc mai așteptăm și eu. Cu altă ocazie. Iar pe dumneavoastră vă aștept după o scurtă pauză publicitară cu o invitată care ne povestește despre yoga și Pilates. Bine v-am regăsit după o scurtă pauză publicitară. În cea de-a doua parte a emisiunii avem o invitată care se ocupă de yoga, Pilates, exact. Și care de la yoga și Pilates a trecut la scris. Bine ai venit la noi, Natasha Alina Culea. Mulțumesc pentru invitație, Monica. Foarte bine să fiu aici. Spune-mi cum... Ce consideri tu sau ce să le transmitem oamenilor despre ce înseamnă yoga? Pentru că la noi, de multe ori, yoga e văzut așa, cu reticențe, cu lumea nu știe foarte multe. Hai să le dăm mai multe detalii, astfel încât să-i apropiem puțin. Ok, yoga este mai mult o filozofie decât o disciplină. Nu este o disciplină strict sportivă, gen...
de exemplu, precum este Pilatesul, pentru că Pilatesul are o mișcare, are niște principii, există un set de exerciții care e în continuă expansiune din cauza marketingului. Însă yoga este diferită din punctul acesta de vedere și de aceea un pic mai inaccesibilă, să spunem, europenilor, dar asta nu înseamnă că nu se poate, mai ales acum cu cum informația circulă atât de rapid. Yoga pune accent și pe meditație, te trezești deodată că intri în niște noțiuni mai noi, precum mantre, mudre, poziții care se numesc asane. Și atunci, sigur că o clasă pe care o predam eu, de yoga și pilates, este ca o punte. Adică pornești de la pilates, de la ceea ce știi, și ajungi către un domeniu nou pe care îl e destul de ușor. Din cauza aceasta se face tranziția mai ușor către yoga. Poate fi o alternativă. Este bine și plăcut să îmbinăm yoga cu pilates, pentru că în felul ăsta putem să ne apropiem de starea de meditație, de starea de bine, care până la urmă deschide canalele noastre către energia universală, să spunem așa. Ce beneficii? De ce aș face yoga? De ce aș face pilates? Ok. Cei care practică pilates, în general, practică pentru o condiție fizică de invidiat, pentru tonus. Pilates se axează foarte mult pe powerhouse, adică abdomenul este foarte bine lucrat în general. Echilibrul acelei persoane din ținută se va vedea că practică pilates. Pe când yoga poți să o practici, de exemplu, și pentru că vrei să evadezi dintr-o lume stresantă, pentru că vrei să meditezi, pentru că te interesează o altă abordare a sportului care combină sau unește mintea cu fizicul, de fapt asta înseamnă yoga, uniune. Și yoga poți să o faci și dacă ești interesat de flexibilitate. Și asta este un punct foarte important, pentru că se spune că ai vârsta pe care o au articulațiile tale. Da, așa este. Da. Cam asta este. Care ar fi beneficiile unei doamne care, sau chiar și a unui bărbat, că până la urmă pilates este pentru toată lumea? Da. Ce putem să aducem bun? Mă refer la exerciții, la partea abdominală, la... Dă-ne tu mai multe... Da. Pilatesul poate fi practicat foarte bine de către bărbați. Este mare păcat că nu se duc atât de mult la pilates, precum femeile. Probabil dintr-o idee preconcepută. Chiar era o glumă la un moment dat și mentorul meu cu care am făcut eu... Dar știu că tu ai făcut cursurile de pilates... Cu cel care a inventat yogilatesul, adică această combinație de yoga cu pilates, este un american, îl cheamă Jonathan Urla. Locuiește la New York, este un pic mai greu de ajuns la el. Dar atunci când îți dorești foarte mult și când ești pasionat de ceea ce vrei să faci, te duci și oriunde și faci cursuri. Așa este. Și când vrei să faci lucruri la nivel profesionist. Și el râdea de multe ori și spunea ca bărbații să vină la clasele de pilates, atunci trebuie să aveți un nume foarte strong, de exemplu Power Pilates sau Athletic Pilates, și să faceți exercițiile cele mai ușoare, pentru că ei nu vor avea aceeași performanță precum doamnele. Da, este adevărat, pentru că bărbații se asociază cu puterea și normal că dacă pui o astfel de denumire, cu siguranță va veni la cursurile tale. Femeile sunt foarte muncitoare și foarte rezistente la orice exercițiu. Am văzut asta din experiența mea. Au avut rezultate foarte frumoase, am văzut corpuri care s-au schimbat foarte mult și chiar o clientă, de exemplu, mi-a spus la un moment dat că a venit cineva pe care nu mai văzuse de mult și a zis, tu te-ai înălțat. Și zice, ok, nu cred că este posibil, și atunci am explicat că da, prin pilates și yoga poți să te înalți. Nu, wow! Deci, dragi telespectatori, practicați yoga și pilates să deveniți mai, practic, mai supli, mai... Exact. Ideea ar fi că oricum nu ai cum să crești în jumătate de metru. Exact. Însă, ideea probabil este că postura este dreaptă, da? Iar ligamentele dintre discurile vertebrale sunt întinse. Ca atare, 1, 2, 3 cm se pot câștiga. Plus că nu mai stăm încocoșați, pentru asta este foarte bun. Eu am înțeles că foarte multe persoane care au suferit accidente sau au avut probleme de sănătate
și care nu pot merge la sală să facă fitness pentru că ar avea probleme cu inima, de exemplu, pot începe cu Pilates și îmbunătăți foarte mult starea fizică. Da, așa este și acesta este și motivul pentru care am fost să practic acest curs. Din ce cauză? Sunt instructori care, în afară de faptul că nici măcar nu se prezintă la începutul orei, nu întreabă dacă lumea are probleme de sănătate. Este foarte important când mergi la o oră de sport, indiferent ce sport faci, instructorul tău să știe dacă ai probleme cu coloana, dacă ai probleme cu inima, ca să știe ce exerciții să-ți... Și dacă o persoană nu își permite să aibă o oră privată, de exemplu, hai să spunem financiar, tot îi poate spune instructorului, care între timp îi poate preda un exercițiu ceva mai ușor sau să-i explice modificările de bază de la acel exercițiu pentru ca tu să-l practici dacă, de exemplu, ai probleme cu coloana. Pentru că sunt cei care au probleme cu coloana. Atunci când ai probleme cu coloana vertebrală, te uiți în partea opusă a corpului și acum vorbim de abdomen. Se spune că trebuie să lucrezi mușchii spatelui. Asta este oarecum incorrect, pentru că, de fapt, mușchii abdominali ajung în coloana vertebrală. Deci sunt aceiași mușchi care sunt în față. Ok. Stabilind asta, realizăm că noi trebuie să lucrăm abdomenul în aceeași măsură. Și, bineînțeles, nu trebuie să avem burtă. Nu dacă avem probleme cu coloana. Trebuie practic, fim atentă la greutate. Atunci când avem un abdomen lucrat, el trage, ajută ca coloana să fie susținută și ridicată, în fine, să fie susținută cu ajutorul mușchilor abdominali. Așa este și nu numai asta, beneficiile sunt multiple și doar atunci când ai postura dreaptă. Respirația. Noi nu respirăm profund, respirăm insuficient și din cauza aceasta este foarte important să avem această poziție dreaptă pentru că permite și o respirație mai bună. Poate să ajute chiar în probleme legate de astm, de exemplu. Adică sunt atât de multe beneficii pentru care trebuie să practicăm sportul, care nu este un sport, trebuie să fie un mod de viață. Asta este. Așa este. Până la urmă, noi suntem ceea ce mâncăm, ceea ce gândim și sportul pe care îl facem. Pentru că dacă este ca la orice, un copil dacă nu-l ajuți și nu-l înveți să meargă, nu o să meargă niciodată, iar mușchii aceia se vor atrofia. Exact același lucru se întâmplă și la un adult. Exact. Și yoga vine, din punctul meu de vedere, ca o completare la Pilates, pentru că degeaba ai mușchi foarte puternici și tu nu poți să te aprezi să-ți legi șireturile. Exact. Da? Dacă ai o burtă foarte mare, nu o să poți niciodată să... Și îți trebuie flexibilitate, asta este adevărul. S-a și constatat, de fapt, la foarte mulți atleți sau tenismen, să spunem, sau oameni din fotbal, că în momentul în care stau bine cu flexibilitatea, puterea musculară este mai mare. Așa este și ce mai știu eu din ce am citit, că dacă talia depășește 80 de centimetri, atunci cu siguranță apar probleme medicale în organism. Da. Deci, probabil prin Pilates putem să reușim să ne subțiem talia și să ne ajutăm organismul să funcționeze mai bine și mai ușor. Da, știu că tu aveai, tu în Bulgaria ai antrenat chiar și instructori de la alte săli de... Da, așa este. Pentru a aduce acest nivel profesionist care nu prea exista. Deși ei erau certificați în marea majoritate, nu știau niște reguli de bază, nu vorbeau suficient cu oamenii, nu comunicau cu ei, nu înțelegeau că nu pot să predai aceeași clasă unor oameni care sunt diferiți. Până la urmă, fiecare ființă este unică. Iar în momentul în care întrebi într-o clasă și ok, aveți probleme de sănătate și încep. Da, de mine mă doare și acolo și acolo. Ok, haideți să vedem ce putem face. Da, exact. Trebuie să reușești să adaptezi exercițiile de la o oră de Pilates pentru toți participanții din acea clasă. Da. Știu că ai făcut inclusiv ore private. Care a fost motivul? Eu am făcut ore private din ce cauză? Pentru că am intrat dintr-o conjunctură într-un anume cerc de persoane, hai să spunem, din zona business a Sofia. Pentru că, având aceste calificări, nu prea eram dispusă să practic o oră privată la un preț accesibil și era destul de scump. Din cauza aceasta, în general, am avut contact cu oameni care, mă rog, cu o situație financiară foarte bună în Sofia.
dar foarte mulți erau străini. Oricum, eu vorbesc în limba engleză și mi-este destul de greu să predau în limba română acum, pentru că m-am obișnuit și așa am și învățat. Și comunicarea nefiind o problemă, aveau și ei diverse probleme, cu, de foarte multe ori cu coloana vertebrală, sunt familiarizată deja, iar eu știu să modific fiecare exercițiu. Și în plus, știu că ai făcut aceste ore deplasându-te chiar acasă, pentru că unele persoane nu puteau, datorită problemelor de sănătate, să vină ele la sală. Da, și foarte multe persoane sunt și extrem de ocupate în ziua de astăzi și chiar nu mai au timp să ajungă la o sală. Așa este. E o variantă mai facilă. Da. Dă-ne câteva sfaturi, câteva exemple de cum să scăpăm de burtică, de exemplu. Ok. Sunt foarte bune exercițiile din Pilates pentru abdomen. Pentru că asta a urmărit Joseph Pilates, să dezvolte foarte mult. El îi spune powerhouse, adică este... sunt mușchii tăi, dar localizați în general în această zonă. Avem aici deja un filmuleț, da? Ok, mai înainte era o poziție foarte bună la Pilates. Exact, aceasta se numește criss-cross. Dar pare totuși greoaie, adică... Nu, nu, este o poziție extraordinară. Una, pentru că ai spatele... lipit. Exact, stai pe spate, ca atare nu există nicio presiune asupra spatelui și poți ușor să lucrezi abdomenul. Trebuie, de fapt, să unești cotul cu genunchiul și după aceea să schimbi și să lucrează în felul acesta și mușchii oblici. Ce este foarte plăcut la Pilates este faptul că exercițiile sunt într-un ritm foarte lent. Nu sunt foarte alerte, astfel încât să obosești foarte tare. Din punctul acesta de vedere, există un ritm numit ritmul Pilates și este 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nu se abate de la el, însă evident că fiecare instructor își pune amprenta asupra clasei. Cu siguranță, până iar la urmă. Eu predând, de exemplu, yoga cu Pilates, atunci, da, practicam Pilates un pic mai lent pentru a putea face legătura cu yoga, care este, poate fi foarte lentă și statică de multe ori. Da, pentru a regla și respirația în timpul exercițiilor și a obține beneficii mult mai mari. Exact. Deci chiar sugerez, încercați să faceți abdomene și să aveți spatele sprijinit pentru cei care au probleme cu spatele. Pentru ceilalți, da, ok, pot să facă mult mai multe exerciții. Dacă nu ești culcat pe spate, este suficient și să stai cu spatele la perete sau acele mingi mari de Pilates de care te poți sprijini. Pentru zona gâtului, pentru că stând foarte mult la birou, multe persoane au tendința de a cu mâna pe mouse și de multe ori îți amorțește zona cervicală, se duce pe mână durerea. Ce putem face în astfel de situații? Asta nu este bine. Nu e bine? Înseamnă că n-am mai făcut de mult sport. O mișcare foarte simplă, de exemplu, pot să vedem dacă reușim. Să îți ții mâinile la spate, umerii în spate, la fel îi tragi și efectiv să rotești capul. Este o jumătate de cerc, de la stânga la dreapta, dreapta la stânga și este suficient să o faci și o dată la o oră, să spunem, și tot este ceva de cât de loc. Și o putem face inclusiv la birou. Da. Ne ia 2 minute, colegii nu deranjăm colegii și în felul ăsta avem totuși mișcare. Aceasta ar fi una simplă, pentru că într-adevăr sunt foarte multe la yoga, dar nu poți să le faci în birou, trebuie să stăm în poziția lotus. Nu, spuneam de niște mișcări așa simple pe care putem să le facem. Aceasta este foarte bună, pentru că în același timp lucrezi cu umerii, îi tragi în spate și se simt un pic mai relaxați și este foarte bun și pentru gât. Este chiar ok și poate fi ușor practicat la birou și eu recomand să se repete cât mai des acest exercițiu. Hai să le spunem telespectatorilor că de la yoga și Pilates ai făcut o trecere la scris. Cum s-a întâmplat? Cum a fost influențat această trecere de viața ta de Pilates și yoga, că până la urmă se știe că cumva ne deschide către energii, către alte informații. Așa este.
Practicând yoga, te reconectezi cu tine. Noi credem că suntem conectați, dar de fapt în cele mai multe cazuri noi mergem pe un fel de standby sau by default. Și nu realizăm că ideile din jurul nostru nu sunt ale noastre. Respectăm foarte multe reguli, un set de reguli al societății, altul de la serviciu și așa mai departe. Și nu prea mai suntem în contact cu ceea ce ne dorim cu adevărat. Și cred că yoga m-a ajutat din punctul acesta de vedere. Mi-a deschis o perspectivă mai largă asupra ceea ce aș vrea eu să fac și am realizat cât de mult, cât de important este să faci ceva cu plăcere. Știu că se spune e bine să faci ceva cu plăcere, dar oare chiar o luăm în serios? Sunt foarte multe persoane care, adică să ne uităm la Facebook luni dimineața. Oh, îngrozitor, cine a inventat ziua de luni? O pedapsă. Da, așa este. Mulți oameni sunt vlăguiți, sunt lipsiți de energie, nu au puterea de a se da jos din pat și ajung la servici obosiți și nemotivați, tocmai pentru că nu fac ceea ce le place, nu fac se spune că atunci când faci ceea ce îți place, de fapt nu muncești niciodată. Exact. Aici vreau să ajung și îmi place foarte mult să scriu pentru că îmi place să comunic cu oamenii oarecum. Scrisul este un instrument extraordinar pentru aceasta. E un pic mai boemă viața aceasta, să spunem, pentru că nu ai un program fix neapărat, dar poți să intri în contact cu foarte mulți oameni și poate cineva învață din experiența ta. Tu ai avut vineri o lansare a cărții tale. Spune-ne câteva cuvinte despre carte. Cum se numește? Cum a fost la lansare? Cartea se numește Natasha, bărbații și psihanalistul. Este o carte, cineva i-a spus că are un vag aer de Sex in the City. Eu nu cred neapărat, deoarece aceasta este o poveste urbană, da? Cu relații între bărbați și femei, dar are și elemente mult mai profunde, de exemplu, psihanaliza. Pune în prim plan felul în care noi ne trăim emoțiile și cât suntem deconectați la ele. Care până la urmă are legătură și cu yoga, de asta spun că cumva a fost o trecere firească. Da. Și eu zic că este o carte destul de ușor de citit în sensul că este dinamică, este amuzantă. Natasha, protagonista, cam intră în belele așa natural. Dar, deci este o carte ușoară, dar vine cu niște idei destul de complexe în spate. Acesta este punctul meu de vedere. Cum a fost la lansare? A fost foarte bine. Cu multe emoții. Da. Mai ales în ultim, pentru că eu coordonez și din Sofia lucrurile, mă trezesc cu diverse lucruri neașteptate. A fost foarte bine, foarte multe persoane interesate de carte. Domnul Poenaru a fost, cred că toată lumea știe de domnul Vasile Poenaru, care este poet și scriitor și dânsul a fost de fapt interesat de cartea mea la început. Și sunt foarte curioasă ce va urma, mai ales că acum scriu a doua carte. Da, știu că nu te-ai oprit aici, nu te-ai oprit la prima carte, ci tu deja nici n-a apărut bine pe piață cartea, de-abia a apărut și tu deja scrii a doua carte. Sincer, am fost uimită de la bun început și de aceea cred că fac ceea ce trebuie, pentru un simplu motiv. Scriu foarte repede și foarte natural. Adică atunci când aud, de exemplu, în filme, mi-au trebuit 2 ani, se duc în diverse lucruri, să se retragă de lume, să poată să scrie. Eu scriu 10 de pagini, pot să scriu într-o zi. Vine atât de natural, este ca și cum aș fi avut atât de multe de spus, îmi trebuie doar timpul necesar. Și de aceea, venind atât de natural, realizez că este ceea ce ar fi trebuit să fac. Da, exact ăsta e motivul din care cauză spuneam că ne conectăm cumva la o energie care ne dă lucrurile și ne face să ne simțim mai bine și să avem acces la niște informații, poate pe cale spirituală, să spunem. Cred că totul este spiritual până la urmă, iar partea fizică pe care o vedem este o mică parte din ceea ce se întâmplă așa la nivel universal. Și eu sunt foarte fericită că mi-am găsit menirea în viață. Le doresc tuturor să și-o găsească la fel de repede, iar dacă yoga poate să vă ajute, go for it. Da, și alimentația contează, da, foarte mult. Știu că tu mănânci
mai mult cât se poate de natural și raw. Da, așa este. Cu siguranță vegetariană sunt. Ok, știu că nu-ți plac etichetele. Nu, eu spun... nu că nu-mi plac etichetele, nu mă etichetez eu. Pentru că nu vreau să am eu restricții, să spunem, de niciun fel, nu numai alimentare. Dar, într-adevăr, toată lumea mă întreabă, cum ești? Ești vegetariană? Ești raw? Ești... Nu sunt în niciunul din feluri. Sunt eu și atât. Dacă vreau să mănânc ceva, mănânc, dar încerc să mănânc cât mai mult natural. Nici mie nu-mi plac etichetele, însă... Știi, este foarte simplu să spun sunt vegetarian. De ce? Pentru că excluzi, altfel trebuie să explici. Nu mănânc aia, știi? Și mai ales că, de exemplu, în momentul în care eu sunt cam vegană și nu vegetariană și mi-este un pic mai greu pentru că mă duc într-un restaurant și nu îmi place. Și nu am ce să mănânc și atunci, evident, mă duc la restaurantele vegane, care nu sunt atât de multe la număr. De exemplu, în Sofia sunt 3, dintre care doar unul îmi place și decât acolo, adică să mergi un an, 2 ani, 3 ani la același, te știe toată lumea. Da, așa este. În România a fost anul ăsta o explozie, în ultimii 2 ani a fost o explozie de pe partea asta a restaurantelor ro-vegane și mă bucur că lumea se întoarce cumva la natură și la o alimentație mai sănătoasă, care ne permite nouă să fim mai plini de viață și de energie. Este interesant, am senzația că oamenii învață prin contraste, în sensul că a trebuit să ne deconectăm de la natură ca să înțelegem că vrem de fapt să fim reconectați la natură. Înțelegem că nu vrem ceva în momentul în care îl pierdem. Înțelegem că nu vrem să practicăm un job în momentul în care îl practicăm. Și tot așa, noi învățăm prin contraste. Cred că aceasta este ideea de bază. Este foarte interesant că a trebuit să ne deconectăm mai întâi total ca să realizăm că nu ne face bine deloc stilul acesta de viață și să revenim la ea. Așa e. Timpul trece repede, da. Așa că îți mulțumesc foarte mult pentru că ai venit, pentru că ai împărtășit cu noi despre cartea pe care ai scris-o. Care ar fi planurile tale, așa, apropiate? Am înțeles că ai vrea să te întorci în România. Da, într-adevăr, vreau să întăresc legăturile cu România pentru că... Mă simt destul de aproape de români, am foarte mulți prieteni aici, la care nu vreau să renunț, prietenii sunt foarte importanți pentru mine. Așa este, ar trebui să ne facem timp datorită stresului și a vieții destul de într-un ritm foarte rapid, nu mai avem timp să ne vedem nici cu prietenii, nu mai avem timp de noi, să ne conectăm noi cu noi, să facem acea meditație, lumea uită de lucrurile acestea, nu mai avem timp de multe ori pentru copii și pentru pasiunile noastre. Așa este. Vor urma multe cărți, asta pot să spun clar, de-abia am început și am foarte mare energie. Asta îți dorești să faci pe viitor. Da, însă yoga va fi întotdeauna parte din viața mea, la fel și Pilates, după cum am zis, nu e un sport, e un mod de viață. E un mod de viață plăcut, un mod de viață prin care aduci sănătatea în jurul tău și în viața celorlalți până la urmă. Da, de foarte multe ori, după orele de yoga sau Pilates, în special yoga, pentru că vorbim de o filozofie, clientele au spus că se simt foarte interesant, foarte relaxate, cum nu s-au simțit de mult. Unele se duc direct la pat pentru că au așa o relaxare în ele că nu vor decât să stea în liniște, fără zgomot, fără televizor, să adoarmă, eventual să-și pună o mantră. Da. Îți mulțumim mult pentru toate sfaturile și pentru toate micile secrete pe care ni le-ai dezvăluit și te așteptăm cu mare drag și altă dată. Și la cât mai multe cărți. Mulțumesc de aici mult. Încolo. Iar pe dumneavoastră vă aștept și duminica viitoare de la ora 11 pe 6 TV. O duminică frumoasă. La revedere! La revedere!